Incident grav la o școală unde un elev a fost împușcat de un coleg. Cei doi s-ar fi certat în pauză, iar unul dintre ei a scos pistolul Airsoft și a tras. Totul s-a aflat în 14 octombrie, însă abia acum s-a aflat despre incident. La data de 14 octombrie 2022, la o unitate școlară din Timișoara, în timpul pauzei de la ora 11, a avut loc o altercație între doi elevi în vârstă de 15 și 16 ani, iar la un moment dat tânărul de 16 ani a scos de la brâu o armă tip Airsoft pe care a îndreptat-o către colegul său și a tras cobila asupra sa, a transmis IPJ Timiș. Elevul care l-a împușcat pe colegul său s-a ales cu un dosar penal și o amendă de 1000 de lei. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. A fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 1000 de lei conform legii numărul 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor și ca măsură complementară a fost confiscată arma cu o cutie de bile și un tub de gaz, mai transmite IPJ. Agresorul le-a spus anchetatorilor că a cumpărat arma de pe internet. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, relatează Digi24.